O femeie care plângea în biserică s-a apropiat de icoana Mântuitorului și a spus: De ce m-ai părăsit, Doamne? De ce mă lași să trec singură prin greutatea asta atât de mare? De ce nu îmi întinzi o mână de ajutor? Însă nici nu și-a terminat femeia bine de rostit cuvintele acelea pline de amar, că a simțit o mână care o strângea ușor de umăr. Femeia s-a întors speriată să vadă cine este. Era dimineață când o femeie a pășit în biserică. Se simțea copleșită de greutățile pe care le avea în viața ei și simțea că va ceda. Soțul ei, care plecase la muncă în străinătate, spre a-i ușura viața ei, și fetiței sale de doar un anișor, i-a spus că și-a găsit pe altcineva și că vrea să divorțeze. Femeia rămăsese să își crească singură fetița și să îi ofere toate cele necesare. Dar asta nu era singura greutate pe care o purta pe umerii săi. Proprietarul garsonierei în care locuia i-a spus că dacă în termen de 7 zile nu va plăti chiria, o va da afară. Femeia a încercat să-l convingă să o mai aștepte până îi va da banii, însă el era aspru și hotărât să continue cu decizia lui. I-a spus femeii: Dacă în aceste 7 zile nu-mi dai banii, te voi scoate afară cu tot cu copil. Femeia a lăsat privirea în pământ. Se simțea pierdută. A încercat să își găsească un loc de muncă. Dar peste tot pe unde sunase, i se spunea să aștepte, deoarece urma să fie sunată. Dar nimeni nu o mai suna. Își pierduse chiar și ultima fărâmă de speranță. Disperată, într-una din dimineți, femeia s-a dus la biserică. A mers în fața icoanei Mântuitorului și i-a spus: De ce mă lași, Doamne, să trec prin greutatea asta atât de mare? De ce nu-mi vii în ajutor? Dar nici nu și-a terminat femeia bine de rostit cuvintele, că a simțit cum o mână o strângea ușor de umăr, ca și cum i-ar fi spus: Sunt aici, nu te teme. Totul va fi bine. Femeia s-a întors speriată spre a vedea cine era și l-a văzut chiar pe preotul acelei biserici. M-ați speriat, părinte, a grăit femeia. Nu asta a fost intenția mea, surioară dragă. Te-am auzit cum îl strigai pe Dumnezeu și cum îl învinovățeai că te-a uitat. Ce ai pățit? De ce ești atât de tristă? Sunt multe de spus, părinte. Multe îmi apasă inima. Am timp să te ascult. Femeia a început să-i povestească totul. Cum soțul a promis că o va ajuta după ce va pleca în străinătate, dar cum apoi și-a găsit o altă femeie cu care voia să se căsătorească. I-a povestit și despre copilul pe care era nevoită să-l crească de una singură, dar și despre faptul că proprietarul garsonierei în care locuia voia să o dea afară deoarece nu mai plătise chiria, și despre angajatorii pe care îi contactase, dar care nu au mai sunat-o înapoi. Preotul i-a spus: Ai venit în locul potrivit. Acum 5 ani, din donații și din banii pe care iubiții credincioși mi-i dădeau când mergeam în casele lor, am înființat un loc pentru copiii orfani, dar și pentru mamele amărâte, care sunt nevoite să își crească singure copilașii. Când femeia auzise ce îi spunea preotul, pe chipul ei se putea citi cum speranța îi umplea din nou inima. Vrei să mergem să îți arăt acel loc? Da, părinte. Foarte mult mi-ar plăcea. Preotul a dus-o pe femeie și i-a arătat acel loc. Era foarte frumos și multe mame își găsise adăpost și liniște acolo. Însă totul era foarte bine organizat, iar unele mame plantau legume, altele tăiau pomii, altele scoteau mierea de la albine, altele împleteau sau croșetau, iar unele pregăteau cu drag creme și alte produse medicinale ce puteau fi vândute credincioșilor. Astfel își câștigau bănuții pentru supraviețuire. Femeia i-a pupat mâna preotului și i-a spus: Pot veni și eu cu fetița aici o perioadă? Desigur. Poți veni oricând și poți sta oricât dorești, soră dragă. Femeia a plecat cu inima bătându-i puternic în piept de bucurie. A ajuns acasă, a luat fetița și puținele lucruri pe care le aveau și au mers din nou la preot. A primit o cameră frumoasă, cu așternuturi curate. Avea mâncare pe masă și un loc de muncă alături de celelalte femei. Îi plăcea mult să prepare creme, loțiuni,
parfumuri și alte produse. 2 ani a stat femeia acolo, însă apoi a reușit să-și deschidă o mică afacere cu parfumuri. Atât de iubită era de clientele sale pentru parfumurile deosebite pe care le făcea, încât afacerea sa devenise una înfloritoare. A reușit să-și cumpere o casă și nu mai avea nevoie de adăpost. A plecat și prin plecarea ei i-a permis unei alte femei amărâte să poată găsi sprijin acolo. Însă înainte să plece, preotul i-a spus: "Ai văzut, soră dragă, că Dumnezeu nu uită pe nimeni?" "Am văzut, părinte, și am înțeles că Dumnezeu lucrează prin oameni. Când mi-a fost mai greu, v-a scos în calea mea. Nici nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot." "Nu mie trebuie să-mi mulțumești, soră dragă, ci lui Dumnezeu. El ți-a purtat pașii către acest loc." Femeia a plecat cu inima plină de bucurie, iar în minte avea un singur gând: "Mare este Dumnezeu și toate minunile sale. Nu suntem niciodată singuri. Dumnezeu ne însoțește la fiecare pas. Ne știe fiecare grijă și fiecare teamă, fiecare gând și fiecare dorință, și la momentul potrivit ne va veni în ajutor." În încheiere, vă spun și vouă, oameni dragi, nu disperați atunci când aveți un necaz, ci rugați-vă. Dumnezeu ne ascultă toate rugăciunile și ne numără toate lacrimile care ne cad pe obraj atunci când inima ne este grea și când nu ne găsim nici măcar cuvintele. Credință și multă speranță în inimă vă doresc să aveți, iar în minte să lăsați loc pentru un singur gând, acela că alături de Dumnezeu totul va fi bine. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.